fiecare dată, în fiecare duminică, vine la noi creatorul de stile, Lida Toma, cu ceva idei noi mai mereu. Știți că e foarte greu să ne îmbrăcăm toamna, iarna în culori și întotdeauna alergăm în dulapul nostru către negru, maro, gri, lucruri poate nu atât de vesele. Dar putem purta colorat, asta ne spune Elida. Bună dimineața, Elida, și bine ai venit! Bună dimineața! Însă trebuie să avem grijă, nu? Cum integrăm toate culorile astea, le numim noi țipătoare sau neon sau cum le spunem? Neon sau fluorescente. Fluorescente. Cum le integrăm noi într-o ținută de zi, să zicem. Da, Diana, uite, stand-ul meu emană mult optimism, o explozie de culoare. E broccoli, cum a zis Florin, broccoli. E verde. Și vreau să vă dau și câteva idei de cadouri. Dacă, așa cum ai spus tu, garderoba este ternă și are culori șterse, poți apela la o astfel de piesă, o idee de cadou, sau poți să experimentezi în vacanța ce urmează, pentru că vacanța e locul ideal unde poți să experimentezi culori pe așa care este. Nu le alegi în mod normal, ai mai așa mult curaj. Este, da, exact. Și eu astăzi am făcut o selecție de astfel de itemuri, de piese în culori neon, în culori strălucitoare, să le spun. Încep cu acest sacou, da? Dacă ți este foarte greu să combine aceste culori puternice, te gândești tot timpul să mergi către o variantă neutră, da? Nude, alb sau negru. Da. Aici nu o să greșești niciodată. Deci putem alege o variantă de sacou care arată destul de bine cu acest nude, da? Cu un pantalon. Foarte bine, dar ar merge la fel de bine, cum spui tu, și cu alb și cu negru, nu? Și cu alb și cu negru, perfect. Evident. Deci asta ar fi una dintre variante. Aceste nuanțe pleacă de undeva din moda anilor 90. Ce frumos este. Da? Culori fluorescente. Aici la fel. Se poartă foarte mult. Foarte mult, trendurile tot intervin, da. Și tot se tot rotesc și mereu apare acest trend. Aici avem un sacou scurt. Ce culoare e asta? Că nu e nici roz, nu e nici fucsia de parte, e pe nu, aici eu undeva. Spun, e un coral, eu așa un coral. Da, okay. Aici l-aș încadra, coral. Dar este tot o nuanță strălucitoare, fluorescentă. Aici un crop top sau acel top foarte scurt, scurt. Dacă ne permite silueta, aici avem un pantalon cu talie înaltă, un pantalon palazzo. Sau dacă nu ne place ideea de sacou scurt, putem să mergem către varianta de sacou. Sacou lung, ca să mergem la dar soacra, cumva marcat, la masă. Cumva marcat în talie. Da. Ne ajută foarte mult. Mai și chiar îmbrăcat, așa. Mai îmbrăcat, da, să spunem. Da. Sau dacă nu rezonăm neapărat cu ideea de crop top, putem să punem o maletă simplă albă și în această combinație, da. În această combinație arată foarte, foarte bine cromatic. Bine. Am putea muta maleta aia foarte bine și pe verdele, nu? Sigur, de mai sigur. Devreme. Și în varianta cu verde arată la fel foarte bine, da? Iată, da. Ah, ce fain. Deci întotdeauna trebuie să combinăm sau să fim atenți să combinăm culorile astea ceva mai puternice cu nuanțe neutre. Cu nuanțe neutre să ne fie foarte suntem ușor, da. să nu facem o variantă destul de încărcată. Aha! Aici am ales, nu întâmplător, o rochie, exact aceea pe care tu o porți azi. Iată. Da? Să vedem exact diferența dintre haina de pe umeraș și haina îmbrăcată, da? Contează foarte mult. Noi două vorbim foarte des despre treaba asta și întotdeauna când vedem o poză cu o haină, spunem, da, arată foarte bine și ajungi, o vezi în realitate și nu mai e același lucru. Dar în cazul rochilor de față, uite, iată, ele așa vin. Ce poate fi purtată și de sărbători, de revelion, da. De exemplu. Da? Și foarte comod. Sigur, accesorizat, așa cum am accesorizat la tine, cu accesorii aurii, iată. Sau argintii, sau dacă nu, gablonțuri, ceva mai colorat, dacă îndrăznim să mergem în ideea de culoare foarte mult. Am mers tot pe ideea de rochii, pentru că e o deci perioadă pe în care purtăm, nu? Da? Este o rochie, să spunem, parte peste parte. Putem să o purtăm și cu un sacou pe umeri. Putem să îi punem și botine. Putem să îi punem și sneakers. Și dacă ne place mult ideea de a merge în zona mai sport. Totuși, aceste culori destul de intense sunt potrivite mai mult pentru zona de streetwear sau chiar și pentru evenimente, dar nu în evenimente atât de formale. Aici avem o rochie. Îmi place de nu mai pot. Cu acest șiret ajustabil, poate fi ridicată, poate fi poți lăsată o faci la o lungime cât scurtă, cât mai așa, sigur, nu? Sigur, la o lungime la nivelul genunchiului, da, e o rochie pe corp, se poate purta și cu o centură în talie, la fel un o jachetă deasupra sau ceva. Merge și cu sneakers, nu? Merge și cu sneakers, sigur. Permite material. Permite materialul, poate fi purtată și ziua, dar și seara, pentru că vorbim de perioada
cu evenimente ce urmează acum, evenimentele de sărbători. Uite, putem să-i punem asta, nu deasupra, putem cum ar veni. Putem să-i punem deasupra, dacă nu ni se pare totuși prea mult, prea mult. Da, putem să mergem sau nu? Și, da, putem să mergem cu varianta de vestă, da? Nuanțele sunt complementare, aproximative, să zicem, da. Aproximativ la fel, însă avem texturi, jocul de texturi, aici trebuie să fim foarte atenți, să se potrivească foarte bine. Mergem și în ideea de îmbrăcăminte exterioară, deci acest mantou, da, pe care foarte eu l-am frumos. Pus cu negru. Cu negru. Da, foarte bine, la fel merge și cu alb. Și cu nude. Merge și cu nude. Da, și cu aici da. Putem să mergem pe varianta de jeans. Mom jeans, deci acești jeans destul de lejeri. Mantou ăsta, că sigur mi se potrivește. Putem pune salopete, putem pune mai multe variante, pantalon, un pantalon chiar și elegant. Îți vine foarte bine. Îmi place foarte mult și cu acestea. Și ție îți vine foarte bine costumul ăsta, este foarte, foarte frumos. Mulțumesc, înțeleg că Diana. E avantpremieră la ceva ce ai făcut tu. Da, urmează, Diana, mulțumesc. Când ne prezinți și nouă? Urmează să facem o da? Prezentare, sigur. Costumele că da. Tale impecabile mereu. Mulțumesc foarte mult, îmi place foarte mult această linie masculină, mă regăsesc în ea și cred că foarte multe femei, mai ales în perioada de acum, când nu ne mai îmbrăcăm așa extravagant, mergem pe ideea de sacou, că e foarte practică până la urmă. Sacou, pantalon elegant, pus și la sneakers, credeți-mă, merge un vis. Chestii pe care le învățăm de fiecare dată. Mulțumim mult, Elida. Și eu vă mulțumesc. Că ai venit cu idei foarte fresh astăzi. Da. Și un pic de curaj și inspirație până la urmă, că ai nevoie de puțin curaj pentru a purta astfel de ținute în culori strălucitoare. Hai să avem curaj, hai să avem culori frumoase, chiar dacă, uite, i-au căzut lui Nicolae și conurile de pe masă. Hai să avem o duminică frumoasă. Mai luăm o scurtă pauză. Sunteți la Super Neața de